Furtuna de cod roșu care a lovit județul Mehedinți a lăsat pagube uriașe și în agricultură. Sunt fermieri care își cifrează pierderile la sute de mii de euro după ce aproape tot ce aveau însămânțat, grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță, au fost distruse de bucățile mari de gheață. Pentru că au credite și datorii la bănci pe care trebuie să le achite, fermierii așteaptă să fie despăgubiți, pentru că altfel nu știu cu ce o vor lua de la capăt și îi paște falimentul. Hai, uite, se vede spicele. Spicele se văd care sunt scuturate, bătute de piatră în proporție de 90%. Uitați, ca să vă convingeți, filmați un pic la baza. La baza sunt spicele rupte și boabele de grâu pe jos. Petre Vidan este unul dintre cei mai afectați fermieri din Mehedinți. Din cele peste 1500 de hectare pe care le cultivă, 1000 au fost distruse de grindină, 90% din culturi fiind calamitate complet. De la sute de hectare de grâu, care urmau să fie recoltate în câteva zile, la sute de hectare de porumb și floarea soarelui. Cultivatorul spune că privește cu groază spre viitor, mai ales că are datorii la bănci ca să înființeze culturile. Fac agricultură de 15 ani nu am întâlnit, adică se întâmpla să ne bată pe anumite zone restrânse, dar acum am măturat orașul Drobeta, Turnul Severin, noi fiind în apropiere, toată zona asta Prunișor, parte din Tâmna, Prunișor cu Huznicioara, până spre Strehaia a fost măturat. Exact unde este nucleul fermei. De repet, sunt afectate 1000 de hectare. Acum noi sperăm să, cu ajutorul primăriilor, să încheiem procesele de daune, avem rate, avem credite, să putem, în măsura în care putem să amânăm ceva, altfel suntem în stare de faliment. La fel de grave distrugerile și când vine vorba despre culturile de porumb și floarea soarelui. Pagubele sunt la fel de greu de suportat și de fermierii care au suprafețe mai mici, deoarece culturile sunt compromise aproape complet. La porumb și floare se cunoaște mai bine amploarea dezastrului. Uitați cum e efectiv ciuruită, plante care au mai multe sunt care de la nivelul solului sunt rupte, dar m-au mai rămas în picioare. Da, uitați-vă cum și se vede lovitura, cât de intens a fost pe tulpină lovitura mecanică provocată de grindină. Toate parcelele au fost afectate în proporție de peste 80% la porumb, floarea soarelui și grâu. În ferma mea am estimat o pierdere de aproximativ 58.000 de euro, dat fiind inputurile pe care le-am utilizat la fiecare hectar cultivat. Mai puteți salva ceva? Nu se mai poate salva. Sperăm într-un oarecare ajutor din partea guvernului pentru a recupera din prejudicii. Pagube foarte mari sunt și în legumicultură, în comuna Cerneți, unde au fost distruse și sere și solarii. Toți acești fermieri spun că doar un ajutor de la stat îi poate salva de la faliment, pentru că, fără un sprijin, oamenii nu știu dacă își vor putea acoperi cheltuielile.